Numele meu este Irina și urmează să încep anul 3 la facultate de farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Avila din București. Cum am ales această facultate? Ei bine, în clasa a 10-a a început să-mi placă foarte mult chimia organică, iar la sfatul profesorului meu de chimie am început să mă interesez despre facultatea de farmacie. Inițial nu voiam să aleg această facultate, deoarece aveam opinia pe care poate mulți o împărtășesc, și anume că farmaciștii doar vând medicamente, însă m-am informat mai mult și am ajuns la concluzia că nu este deloc așa și puneam în balanță dacă să merg la o facultate de chimie simplă sau la farmacie, însă mi-a plăcut mult mai mult curricula de la farmacie. Mi s-a părut un domeniu mult mai complex, mult mai multidisciplinar și de aceea am ajuns la această decizie. Cum este zi în viața unui student la farmacie? Ei bine, este o zi destul de plină. Avem relativ multe ore de cursuri de laboratoare, însă ziua trece repede, fiind foarte plină de activități. Un student la farmacie este destul de aglomerat, având foarte multe ore de cursuri și de laboratoare, însă trece și repede, deoarece ai foarte multe lucruri de învățat. Suntem împreună cu colegii, de asemenea am implicat în foarte multe activități de voluntariat și ziua trece mai repede în acest fel. În perioada de pandemie au avut loc destul de multe schimbări. Activitatea noastră didactică s-a mutat în mediul online și partea practică nu a mai putut fi desfășurată în același mod. Toate acestea, profesorii au fost alături de noi și au încercat să suplinească nevoile noastre, în special la fiziologie, la laborator. Domnișoara, asistent universitar, ne-a făcut să ne informăm în continuare, să lucrăm în echipă și am avut o activitate foarte plăcută chiar și în online. De asemenea, viața mea în timpul pandemiei s-a schimbat, deoarece nu am mai putut desfășura în mod fizic activitățile de voluntariat, însă împreună cu colegii de la Societatea Studenților în Farmacie București ne-am reinventat și le-am transpus în mediul online. De asemenea, locuiesc și la Cămin și această experiență a fost una plăcută. Din fericire, m-am înțeles foarte bine cu colegele de cameră, iar o amintire plăcută de la Cămin pe care o am este împărțitul de mâncare, mersul în camerele celorlalți și, de exemplu, împărțeam sarmalele venite de acasă. Ce sfaturi aș putea să vă dau? În primul rând, fiți curioși, aflați cât mai multe în acest domeniu, pentru că sunt foarte, foarte multe oportunități la care aveți acces. Implicați-vă în Societatea Studenților în Farmacie București, deoarece vă puteți dezvolta și pe plan personal, puteți suplini anumite lucruri de care nu învățați la facultate și, de asemenea, aveți mereu încredere în voi, descoperiți de ce faceți ceea ce faceți și gândiți-vă la ce vă doriți.